Mulțumesc foarte mult, Magda, e foarte greu de răspuns la întrebarea asta și credeți-mă, sunt emoționat să vorbesc după două prezentări absolut excepționale. Am băut la apă că mi s-a uscat gura de nu știu câte ori și mă gândeam ce aș putea să spun, ce aș putea să le spun colegilor după aceste prezentări extraordinare și, după cum o să vedeți, o parte din lucruri au fost deja spuse, dar mai am niște idei pe care vreau să vi le subliniez. Nu vorbesc numai de perspectiva pacientului, vorbesc și de elementele clinice și respectiv paraclinice și de cum se îmbină aceste date. Pentru început, hai să-i dau înainte și asta se numește dacă doriți să revedeți. Dacă doriți să revedeți slide-urile acestea cu BASDAI-ul, cu ASDAS-ul, cu MDA-ul și cu DAPSA, care au fost prezentate excepțional înainte, eu doar vreau să fac un comentariu care de câțiva ani îmi stă pe suflet, de fapt de mulți ani, acela în care dacă în artrita psoriazică avem niște instrumente valide, niște instrumente cu multă obiectivitate, totuși, în partea de spondilartrite, e clar că atunci când punem niște întrebări pacientului, acestea au un grad foarte mare de relativitate. Evident că atunci când întrebăm pacientul cum apreciază că este durerea de spate, el ce ar putea să spună? Să pună un scor sau să spună, știi, e ca atunci când m-a lovit vecinul cu parul în spate sau persoana mai intelectuală să spună că atunci când a tăiat domnului Sărescu zerourile de la leu. Ei, toate aceste lucruri sunt dificile de cuantificat și această relativitate face ca în momentul când s-a introdus, știți foarte bine, proteina C reactivă, lucrurile scape de mai mare precizie și această precizie însă trebuie să fie mai aprofundată de acum încolo. Așa că am ales niște elemente clinice care sunt importante în selecția tratamentului, pentru că, de exemplu, prezența unei suferințe tip entezit ahileană, ați văzut ce a spus și Magda de elementele periferice, foarte important și completez aceste idei, sunt perfect de acord cu ce a spus. În momentul când un pacient are entezit ahileană, el are o evoluție mai proastă și atinge mai greu țintele terapeutice, chiar și după 2 ani, în raport cu cei care n-au acest lucru. Mai mult decât atât, în momentul când există elemente periferice asociate unui fenotip axial, situația este asemănătoare. Acest fenotip asociază mai greu, atinge mai greu țintele terapeutice, are o calitate mai proastă a vieții și ca atare, dintr-un început, aceste două fenotipuri de pacienți ar trebui tratate mai agresiv, cu ținte mai strânse, control mai strâns al bolii, dacă vrem să obținem rezultate similare cu celelalte subgrupuri de pacienți. Acum deja știm cum să folosim diferitele medicamente clasice și biologice și știți foarte bine că sunt informații foarte clare în privința modului în care diferite combinații de leziuni pot fi acoperite de diferite tratamente din cele existente, inclusiv atunci când pacientul are psoriazis sau elemente de inflamație intestinală sau entezită sau uveită sau alte asemenea aspecte și știm cam ce să folosim. Dar lucrurile evident nu se opresc aici, asta este doar ce știm acum în 2022-2023. Un postul publicat la EULAR spune cam așa, că dacă vrem să diagnosticăm precoce o suferință axială, trebuie să combinăm diferiți factori și că acest diagnostic este foarte fiabil. Dacă vedeți, o treime din pacienți ajuns la reumatolog primesc un diagnostic definitiv. Și dacă pot să-mi permit să refrazez un proverb clasic, multe aspecte clinice sunt interesante și sunt cele care ne sunt mai aproape de suflet, dar până la urmă cel mai important element discriminativ este imagistica. Cea mai importantă clinică este imagistica, dacă știți care este cea mai bună pasăre, bineînțeles. Acest lucru se întâmplă și în artrita psoriazică. Dacă avem o afectare axială, această afectare axială, chiar dacă n-a apucat să fie diagnosticată, se asociază cu calitatea vieții mult mai proastă la pacienții, în raport cu pacienții fără manifestare axială. Deci exact ceea ce se spunea înainte, în momentul când pacienții au mai multe domenii afectate și vedeți, vorbim de domeniile artrită periferică, piele, unghii, enteze, dactilită și afectare axială, este o șansă destul de mare ca răspunsul la tratament să nu fie atât de bun și calitatea vieții să fie afectată. Dar sunt și momente și ca acest studiu care pare să fie rezolvat fericit, în care vedem că tratamentele biologice anti-TNF și respectiv anti-interleuchină 17 conduc la o ameliorare semnificativă pe diferite subgrupuri și fenotipuri de boală. Mi-a plăcut însă foarte mult acest studiu, care este important și care este asemănător cu cel prezentat de Magda înainte. Și el spune așa, dacă avem pacienți cu artrită psoriazică la care obținem MDA-ul într-un an, evoluția lor este pentru multă vreme de acolo schimbată. Cei care nu ating MDA într-un an, MDA-ul, că tot s-a discutat despre el, au o calitate a vieții și răspunsul mult mai slabe în viitor, adesea chiar escaladând terapiile până la biologice sau țintite sintetice, răspunsul nu e atât de bun precum e la pacienții care obțin MDA într-un an. Foarte important, trebuie să facem efortul în acest sens, să obținem cât mai o activ control, cât mai bun al bolii. Poate nu MDA complet, poate 4 din 5, poate ceva în genul acesta. Dar în primul an trebuie să ne concentrăm eforturile pentru rezultate și rezultatele să fie țintite. Și asta, dacă vreți, e puțin contra ideea aceea care a fost exprimată în TICOPA, în care rezultatele se asociau cu reacții adverse multiple și unor controlul bolii nu era atât de semnificativ pe cât se credea. Și invers,
Dacă obținem activitatea joasă a bolii tip MDA, aceasta se face și dacă putem controla caracteristicile ale pacientului, cum ar fi durerea, funcția fizică, aprecierea globală a pacientului și celelalte. Trebuie, dacă vreți, să facem un lucru care este greu, să coborâm, dacă îmi permiteți metafora, de la înălțimea teoretică și practică pe care o avem, în adâncimile suferinței pacientului. Sau cum s-a spus ieri, să stăm, să intrăm, să mergem în pantofii pacientului, dacă țineți minte expresia colegului din Marea Britanie de la speech-ul de ieri. Ce se întâmplă dacă mergem la răspunsul biologic? Ei bine, am subliniat din concluzie ceea ce cred că este cel mai important. Ce folosim acum nu este adecvat pentru toți pacienții. Sau mai precis ca în medicină, dacă este pozitiv, ok, ne ajută, dar dacă este negativ, nu ne ajută, dar nici nu infirmă ipoteza de la care plecați. Și acest lucru nu este într-un singur studiu. Dacă acest studiu arată că aceste marcări sunt ineficiențe, e timpul să trecem la altceva. E timpul să trecem la marcări care se asociază cu activitatea bolii, cu răspunsul la tratament sau cu afectarea structurală și sunt propuse în acest articol mai multe forme de marcări care sunt în lucru și pentru care există date valide pentru o parte din aceste ținte. Vedeți calprotectina serică, nu cea fecală, bineînțeles, pe care au fost colegii gastroenterologi, amiloidul seric, asclerostin, osteoproteinul, metaloproteinaza 3, o țintă foarte interesantă în multe boli inflamatorii, VEGF-ul și alte asemenea substanțe, inclusiv diferite citochine, leptine sau combinația ale acestora. Un lucru foarte important care în câțiva ani cu siguranță va da rezultat. Mi-a plăcut foarte mult acest articol publicat în 2023 în care un grup francez discută despre ce studii sunt în desfășurare, ce ținte terapeutice avem, ce medicații am putea să folosim în viitor în spondilartrită, inclusiv artrită psoriazică. Și vedeți că aici, în articol, sunt propuse nenumărate ținte, cea mai mare parte a studiilor sunt pe derivați pe zone de interleuchină 17 și JAK inhibitori, dar sunt multe alte ținte, MAP, kinaze, inclusiv vorbim de agoniști de checkpoint inhibitors. Vedeți cum se întoarce informația de la checkpoint inhibitors la agoniști care să controleze inflamația. Și concluzia articolului este interesantă, una dintre cum spune așa, deși avem multe dimarduri noi, totuși, după părerea autorilor, diversitatea țintelor este destul de joasă. Dar e clar că dacă vrem terapii noi și alea sunt în desfășurare, nu mai putem să stăm cu biomarcării vechi. Ne trebuie biomarcări noi pentru noile terapii care sunt la linia de start. În curând le vom folosi. Este foarte important să ne mișcăm în acest sens. De exemplu, o variantă ar fi să folosim microARN-urile care sunt destul de la modă în multe boli și anumite subtipuri de microARN-uri par să fie elemente care pot să se asocieze cu răspunsul terapeutic, ar putea să fie bun marker în dezvoltare în viitor apropiat. Vedeți că e un articol destul de nou din 2021 al grupului acesta ceh cu multe nume cunoscute printre autori. Ce se întâmplă în artrită psoriazică? Ei bine, am pus toate lucrurile astea ca să fie clar că nu este părerea mea, și acest studiu arată foarte clar că, evident că dacă proteina C reactivă este crescută și se asociază cu boala, este un marker fiabil și nu este, poate nimeni să-i conteste valoarea, dar la mulți pacienți acest lucru nu se întâmplă, nu putem extrapola datele privind valoarea proteinei C reactive la pacienții care n-au de la început proteina C reactivă. Andra a făcut o prezentare excepțională în această privință la registru în privința proteinei C reactive și altor markeri, așa că nu o să spun toată prezentarea ei că ar fi mult prea mult. Un lucru interesant este acesta însă, ei au studiat și un număr de studii clinice și au spus nici măcar în aceste studii clinice nu s-a pus o țintă de proteina C reactivă și atunci cum putem să extrapolăm date la pacienții care au sau nu au nivel crescut de proteina C reactivă în viața reală. Și următoarea concluzie pe care o vedeți către sfârșit este trebuie să ne asigurăm că pacienții sunt tratați egal și au șanse egale să primească un tratament indiferent de nivelul proteinei C reactive, trebuie să găsim markeri mai buni pentru a da o șansă acestor pacienți. Așa că uitați acest articol care este cu Dennis McGonagall, bineînțeles, între autor și el spune, bineînțeles, proteina C reactivă nu este un marker atât de fiabil. Dar ce ar putea să fie un marker fiabil? Poate niște marker solubili de răspuns de tratament. Poate niște marker tisular de răspuns la tratament. Poate niște marker genetici de răspuns la tratament. E, toate lucrurile astea sunt în studiu, vedeți că o parte seamănă puțin cu ce am vorbit la spondilartrită în general, dar este clar, în curând o să avem o serie de biomarcări fiabili care ne vor permite să fim mai specifici în răspunsul la tratament și eventual în inițierea terapiilor biologice, marea noastră problemă, pacienți cu spondilartrită sau artrită psoriatică, cu o stare rea, cu manifestări clinice, imagistice de activitatea bolii și la care nu putem să facem saltul către o terapie eficientă din cauza lipsei markerilor clasici de inflamație, dar cu siguranță acești markeri noi ne vor permite să băgăm pe un tratament mai rapid, un tratament mai eficient, un număr mai mare de pacienți.
Tot în acest articol se vorbește despre aceste aspecte, de faptul că mulți pacienți asociază artrită, artroză, fibromialgie sau obezitate, și aceste lucruri contribuie și la recunoașterea dificilă a suferinței inflamatorii articulare, dar și la parțial eșecuri ale tratamentului. Și atunci, bineînțeles, la acest adăugăm la elementele de proteomică și la biomarcării noi, elementele de imagistică, în special, bineînțeles, ecografia, care este ușor de făcut în clinică și se face cu mare, într-un timp foarte scurt, permițând să obținem informații, dar și alte tehnici imagistice pentru a putea stratifica mai bine acești pacienți, ținând seama de tipul de terapie pe care vrem să-l alegem sau în momentul când vrem să schimbăm terapia. Și m-am gândit că dacă tot vorbim de partea asta de imagistică, hai să vorbim puțin de imagistică un pic diferit. Știți că de multe ori profesorul Baraleacos discută despre tehnici de după rezonanța magnetică, despre PET-CT și altele, despre imagistica fuzionată care permite să analizăm altfel informații. Ce ar fi să ne gândim dacă am folosit PET-CT-ul acesta la spondilartrită, am vedea atât zonele inflamate în corelație cu marcări inflamatori, actuali și viitori, și am putea să vedem și eventuale complicații extraarticulare, cum sunt cazurile alea de aortită, tot pe baza acestei tehnici. Vedeți două articole, un articol japonez și unul finlandez, care arată aceste aspecte. Dar, cum se spune la reclame sau la oferte pe internet, se spune, stați că n-am terminat. Permiteți-mi să vă spun ce se poate întâmpla în artrita psoriazică, în care studia asemănătoare de PET-CT arată zonele de osteoformare masive și ne permit să caracterizăm pacientul atât la nivel periferic, după cum vedeți mâini, picioare și celelalte aspecte, genunchi, cât și la nivel axial vedem zonele de osteoformare și, bineînțeles, precedate de zone de inflamație care generează ulterior aceste leziuni osoase, care sunt, bineînțeles, irreversibile. Dar credeți că am terminat, nu-i așa? E bine, n-am terminat. Pentru că am putea să caracterizăm la pacienții cu artrită psoriazică recunoscuți pentru extensia metabolică a problemelor lor, extensia sistemică, pentru a am putea vedea folosi această tehnică, ca să vedem mai mult, ca să vedem ce se întâmplă cu diferite organe. Iată imaginea unei persoane sănătoase, unui martor care a fost luat în calcul sănătos și iată cum arată inflamația care arde efectiv organele. Vedeți modificările care sunt la nivelul ficatului, la nivelul vaselor, la nivelul altor viscere. Remarcăm deci că printr-o această tehnică putem vedea nu numai inflamația articulară, axială și periferică, ci și inflamația sistemică, în ghilimele, arzând organele. Și atunci, scuzați-mă, de ce am mai avea nevoie de acest, scuzați-mă, nechezol al inflamației, care este proteina C reactivă, cu excepția unor cazuri limitate în care asta este, într-adevăr este pozitivă și ne poate ajuta. Sunt ironic, sunt critic, nu înseamnă că nu folosesc proteina C reactivă, încerc doar să subliniez, poate mai pregnant decât trebuie, o anumită idee. Dar cum arată placa de aterom în această tehnică? Iată varianta, iată cum arată coronarele pacienților martori, NPVU, și cum arată artrita psoriazică. Deci, dintr-o dată, dintr-o singură tehnică, am ajuns la partea de imagistică metabolică și moleculară, în care atingem mai multe ținte printr-o singură explorare, știm mai multe printr-o singură explorare decât reunim toate celelalte tehnici la un loc, tehnici despre care s-a discutat deja, sau făcând 4 sau 5 tehnici, obținem ceea ce obținem prin această singură explorare, care, desigur, nu e de rutină în acest moment, dar poate deveni în anii care urmează. Dacă vrem să vedem doar un lucru mic și simplu, cum ar fi unitatea dintre unghie și enteze, avem la ora actuală, după cum vedeți, 7 tehnici, le-am pus pe toate, nu ca să le putem citi, dar vorbim de examinarea dermatoscopică, de examinarea prin fluorescență optică, de tomografia de coerență optică, tehnică utilizată de oftalmologi, de ecografie, de tomografie, de PET-CT, de rezonanță magnetică și celelalte. Deci asta numai pentru unitatea unghie-enteză, foarte importantă în momentele precoce ale artritei psoriazice, în trecerea de la psoriazisul unghial la psoriazisul articular. Iată ce se poate face la ora actuală. Desigur, o să spuneți, dar nu putem face zilnic chestia asta. Nu putem, dar putem să ne gândim că în câțiva ani treaba asta va deveni o soluție pentru pacienți în fazele ultra-precoce, în care doar avem niște pitting unghial și nimic mai mult. Poate timpul să trecem la ceea ce spuneam azi, dacă ar trebui să discut mai mult, lucruri legate de pacienți și de raportările lor. Și aici vedeți un articol în care se arată ce discrepanță importantă este la mai multe tipuri de, între pacienți și medici la mai multe tipuri de boli, și m-am axat pe lucrurile care se leagă de artrita psoriazică și vedeți, discrepanța pare să fie în principal legată de oboseală și de durere. Ceea ce e important este că de multe ori raportările pacienților, chiar dacă sunt antrenați, nu coincid întru totul cu raportările medicilor. S-ar putea ca soluțiile propuse, cele de inteligență artificială, de evaluare optică a unor leziuni, să fie mai fiabile decât experiența pacientului. Și cel mai drăguț lucru, vedeți, e ultima frază. Cel mai mare dezacord pare să fie la pacienții în remisiune, nu la pacienții cu boală activă, între medic și pacient. Sincer, nu înțeleg chestia asta, dar cu toate astea sunt datele comunicate în acest articol. Să mergem mai încolo.
Să mergem să vedem totuși de ce această problemă este importantă la pacienții cu spondilartrită și mai ales cu artrită psoriazică și vedeți cât de afectați sunt pacienții noștri, în general. Vedeți activitatea fizică, activitățile diverse, productivitate și partea de carieră, dar vedeți și aspectul emoțional și de stare de bine, vedeți, scuzați-mă, vedeți partea de viață personală, stresul, încetarea participării la activități sociale și vedeți și cât de importantă este această neobișnuită oboseală pe care au pacienții. Vedeți peste 50% această oboseală neobișnuită. Dar cum am putea să discutăm despre această oboseală neobișnuită? Oboseala asta neobișnuită este, dacă vreți, aproape ca un indice compozit, pentru că reflectă, după cum arată acest studiu danez, o combinație de probleme de somn, de durere, de depresie, de funcție fizică, de afectare profesională. Toate lucrurile astea se corelează foarte bine cu oboseala și poate că oboseala raportată de pacienți nu e doar oboseală propriu-zisă, este combinația tuturor acestor factori de care trebuie să ținem cont în deciziile noastre terapeutice. V-am prezentat acest studiu care spunea că tratamentele biologice din categoria anti-TNF și anti-L17 obțin rezultate pe țintele, să zicem, medicale. În acest studiu, ultima frază pe care nu o pusesem atunci era aceasta, care spunea că și prozurile merg în paralel cu activitatea bolii. Asta e un lucru absolut remarcabil, pentru că ați văzut în alte studii, e o diferență destul de mare, inclusiv la pacienți în remisiune între medic și pacient și trebuie cumva să acoperim această gaură dintre medic și pacient care apare în anumite momente, acest șanț. Dar evident, dacă nu înțelegem că depresia și anxietatea schimbă percepția pacientului major, atunci o să ne apucăm să schimbăm tratamente sau să escaladăm tratamentele fără motiv, în condițiile în care mai degrabă abordarea interdisciplinară ar putea să fie de folos pacientului, ținând seama de impactul important al depresiei și anxietății asupra calității vieții și markerilor care sunt mai subiective ai pacientului. Să mergem mai încolo. Numai la pacienții cu artrită psoriazică se întreabă asta, unde evident este de înțeles, ținând seama de impactul și al afectării cutanate și de elementele de izolare pe care le au acești pacienți, nu se pare că la nivel european întreaga hartă a spondilartritelor arată cât de importantă este povara psihologică și fizică pe care o duc acești pacienți și cum am putea să o reducem prin diagnostic precoce și, dacă vreți, înțelegându-le mai bine nevoile, făcând pasul acela de care spuneam, de la înălțimea științei noastre la adâncimea durerilor. Dacă vă convine metafora, bine, dacă nu, alta mai bună. Pentru că, dacă ne uităm la acest studiu britanic, se remarcă foarte clar că la pacienți cu spondilită anchilozantă, consumurile, de aceea trebuie să facem acest salt de sus până jos, consumurile sunt mai degrabă legate de starea fizică a pacientului, de starea de funcționare, decât de BASDAI, care cu părțile lui slabe, să zicem, e totuși un indice care ține mai mult de activitatea bolii propriu-zise, dar calitatea vieții pacientului, funcționalitatea lui, determină costuri mai multe decât nivelul de activitate exprimat prin BASDAI, de servicii medicale. Și ultima mea întrebare în această privință este aceasta. Spun pacienții adevărul totdeauna? A? Aici o pusă pe generație. Am fost pus în dificultate, că sunt cam de vârstă de veche, nu mai știu care sunt baby boomers, cred că ăștia suntem noi, nu am dat ce zicea? Nu? Nu? Ok. Care sunt milenialiști? Da, e clar. Unii pacienți, scuzați-mă, nu spun complet adevărul, unii pacienți supraevaluează, unii pacienți subevaluează, unii pacienți, scuzați-mă, vor să ia pensia de handicap și, scuzați-mă, la examenul clinic, exagerează cu anumite simptome. Nu toate aceste chestionare de calitatea vieții și raportarea pacientului și prourile sunt luate în condiții de studiu clinic, în condiții izolate. În viața reală, aceste raportări ale pacienților noștri sunt foarte mult influențate de o serie de considerații. De cum este vremea afară, dacă a venit pensia sau nu, dacă vreau să iau o pensie sau nu, dacă am, Doamne ferește, o problemă în familie sau orice altceva. Și atunci trebuie să ținem cont de aceste date, în interpretarea acestor date, nu pentru că pacienții ne-ar minți în mod deliberat, ci pentru că pot exista niște variații față de valoarea, să zicem, reală a acelui moment. Mergând mai încolo însă, așa cum s-a arătat, foarte multe lucruri pot fi influențate prin utilizarea unor aplicații mobile. Pentru că dacă pacientul utilizează niște aplicații mobile și raportează treptat aceste lucruri, pe o statistică făcută pe un timp mai mult, relatarea devine capătă o acuratețe foarte bună. Un lucru important subliniat în acest studiu olandez este că cel mai bine răspund pacienții care, scuze, mai comunică și cu doctorii, le spun și lor ce au înregistrat pe aceste aplicații de calitatea vieții. Da? Nu dacă doar înregistrează pe calitatea vieții ce se întâmplă și așa, și asta e tot. Nu, cei care și comunică cu medicul curant aceste lucruri, cei care și informează medicul curant despre această evoluție obțin rezultatele cele mai bune
în raport cu cei care nu utilizează aplicația sau care țin rezultate pentru ei înșiși. Date similare sunt la studii din Danemarca și alte țări, tot generate multe dintre ele cu ocazia pandemiei, când utilizarea acestor metode de aplicații mobile a crescut foarte mult. Mai mult decât atât, știți că avem de multe ori discuția aceea dificilă cu pacientul. Este timpul să escaladăm terapia. Și, bineînțeles, trebuie să luăm o decizie comună. Și, bineînțeles, de foarte mult pacientul spune: cum vreți dumneavoastră, doamnă, domnule doctor, așa este? Și începe: care e cea mai bună, ce facem, etc. Ei bine, există niște aplicații care ar putea să ajute pe pacienți să capete niște informații și în momentul când decizia lor este luată împreună cu noi, bineînțeles, această decizie să fie mai informată, mai adecvată, mai puțin influențată de cunoscutul guru care este vecinul de bloc, respectiv vecinul de scară sau orice altcineva. Toate aceste lucruri se fac, de asta spuneam, o parte din lucrurile pe care le-ați auzit în primele prezentări, o să le vedeți și aici, pentru că elementele sunt multe trăsături comune. Bun, avem toate lucrurile astea și mai avem ceva timp și o să fie timp și pentru discuții, Magda, ce ziceam, reușit? Dacă termin, bineînțeles, nu? Să încerc să nu mă lungesc foarte mult. Așa că m-am gândit să vă arăt niște baloane. Am fost acum câteva zile în Parcul Politehnicii, unde era o mică sărbare pentru studenți și ridicau baloane de aer. Vedeți balonul acela din partea stânga imagine, acela cu Challenge Yourself, e cel care se ridica în momentul acela și mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut ce scria pe el, bineînțeles. Și bineînțeles, mi-aduceam aminte, fără să fiu participant direct, oricât aș fi de bătrân, de momentele în care dirijabilele, sau mai precis, Zeppelinul Hindenburg, zbura deasupra New York-ului și era considerat cea mai avansată metodă de zbor transoceanic în acel moment, speranța omenirii pentru zboruri transoceanice. Ca să fiu ironic, erau vreo 50 sau maxim 100 de pasageri privilegiați, dispuneau de bar, de fumoar, de budoar, probabil că și de toaletă, și treceau în câteva zile oceanul, era minunat pentru ei, și tot așa, și asta era viitorul umanității în privința zborului transoceanic. Cred că lucrurile s-au schimbat între timp, așa? Și atunci lucrurile pe care le considerăm stabile, fixe, de necontestat în acest moment, sunt atât de stabile, în 5 ani s-ar putea să vedem că evaluarea clinică trebuie mult îmbunătățită, completată cu elemente paraclinice, mai ales imagistice. Biomarkerii actuali sunt complet depășiți și utilizabili doar în situații de nișă. Toate lucrurile astea ar putea să se întâmple în câțiva ani și de să ținem cont de acest aspect. Ca urmare, am luat acest articol care se referă la o privire în viitorul spondilartritelor. Vedeți că sunt niște autori cu adevărat importanți și ei spun că, într-adevăr, trebuie să ne gândim. Vedeți cât de bine seamănă această imagine cu imaginele prezentate în prezentările anterioare, legate de modul în care biomarkerii și tehnicile imagistice vor selecta acel unic pacient albastru închis dintr-o grămadă de persoane care nu au această suferință, având-se acuze care poate sunt asemănătoare din punct de vedere clinic și la care teste de laborator clasice nu fac mare diferență. Și evident, acest lucru ne va permite să-i clasificăm mai repede, să-i diagnosticăm mai repede și să le oferim un tratament mai țintit, elemente de precizia medicină, așa cum s-a prezentat. Și pentru că lucrurile trebuie să încheie relativ rotund, iată care este concluzia acestui articol: performanța va crește, trebuie să mizăm pe creștere, dacă o catastrofă nu va distruge umanitatea, dacă planeta nu ne va arunca la câte lucruri rele facem, atunci performanța va crește, biomarkerii vor fi mai buni, imagistica va fi mai bună și, în final, utilizarea inteligenței artificiale, cum s-a spus în prima prezentare, ne va permite să analizăm cantități mari de date și să răspundem la întrebările relevante pentru cercetare. Vă mulțumesc foarte mult și dau cuvântul moderatorului nostru.